comisie, ședința de comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mâinești anul 2018. Comisia de urbanism, discuții, propunerea problema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt potrivit. Eu aici o să mă abțin. Nu spun motivele din ce cauză. E chestia că nu sunt de acord cu această mărire a impozitului și nu vreau să dau guvern. Este obligatorie prin codul fiscal, dar asta facem în fiecare an. E conform legii, n-am inițiat-o noi, primăria. E obligatoriu. Indexarea anuală cu rata inflației. La acele impozite care sunt stabilite în sumă fixă, conform articolului 41 din codul fiscal. Deci, dacă inflația scade, se da, în cazul în care inflația este minus, nu se scade celor. A fost și cazul. A fost și cazul. A fost. Da, mai sunt alte intervenții. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Eu mă abțin. Da. Votat. 4 voturi. 4. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 20-28-02-2018 privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Mâinești, aflate în folosința unităților de învățământ de pe raza municipiului Mâinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu avem, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Mâinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu avem, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt proiectul, la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Gerbens Terez, aflat domiciliat în municipiul Mâinești, strada Martin Crișan, numărul 12, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în majoritate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din anul semestru 2018 în municipiul Mâinești.
Comisia de Urbanism discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, a imobilelor situate pe strada Zorilor, loc 19, municipiul Moinești, județul Bacău. Poftiți, domnule. Dacă îmi permiteți, aici aș avea o mică intervenție. Știți cu toții că în urma predării de către Petrom OEV a acestor spații de la blocul 19 pe strada Zorilor, aceste spații au fost construite pentru cu destinație de cabinete medicale. Spitalul Municipal de Urgență are un plan de conformitate ca urmare a vizitei celor de la DSP, plan care are și termene. Unul din ele este mutarea și extinderea unor cabinete din ambulatoriu, sediu administrativ, arhivă, orice poate, se poate plia pentru aceste spații. De urmare, prin acest proiect de hotărâre, că trecem din domeniul privat în domeniul public, care la următorul punct pe ordinea de zi, este darea în administrare Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Mulțumesc, domnule primar. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat. Comisia Economică, dacă sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da. 9. Proiect de hotărâri privind darea în administrare Spitalului Municipal de Urgență Moinești a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, bloc 19, parter, identificat prin cartea oficială numărul 60-4549. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în majoritate. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluției contractuale privind stingerea obligațiilor aferente contractului de concesiune numărul 2 din 29-12-1992, numărul 6 din 1-6-1993 și numărul 7 din 0106-1993. Comisia de Urbanism, discuții de tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Economică, vorba de alt vot sau de... Da. Cele două de lângă Creșă și două de sus de lângă Carolina. Și deja am văzut că e făcut și... Raportul de acelare, să primitim la OMV. Are ei situația similară ca la vot? Da, da. Au agreat ei. Dar nu trebuie să agreat ei. Deci expertul nominalizat de noi și cel nominalizat de ei. La blocul ăla a ieșit așa, mică diferență. Și așa că a acceptat-o pe noastră. Noi nu puteam să acceptăm mai puțin decât a dat cel pe care l-am plătit. A acceptat evaluarea plătită de noi și drept urmare s-a făcut și primatul. Da. Așteptăm răspunsul. Îl trimitem după ce iese hotărârea mâine, o să îl trimitem la vedere. Da, dacă sunt alte discuții sau întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru?
împotriva, se abține cineva? 11. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unui teren parohiei Sfântul Gheorghe din municipiul Hoinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Să abține ceva. Vă mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu sunt Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Votat înainte. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului cadru de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiului Unești și Școala Gimnazială Ștefan Lucian, cu vederea realizării proiectului extindere și modernizare creșa primii pași Unești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? S-a votat în unanimitate. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2018 a unui ajutor sau sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu sunt la vot, cine este pentru? Comisia juridică, intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice. Reabilitare termică, clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Dalinescu, municipiul Hoinești, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 54/2018, proiectant SC Iurdini Service SRL Focșani. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține ceva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Să abține ceva? Comisia juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votați în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind transmiterea imobilului situat în municipiul Moinești, strada Obor, numărul 14, județul Bacău, din domeniul public al statului, în domeniul public al municipiului Moinești. APIA a construit un sediu nou în zona parcului Băiei Spate, sediu care l-au avut în apropierea dispensarului medical veterinar, nu mai au nevoie de el. Le-am solicitat să-l dea în domeniul public al municipiului Moinești. Au trimis adresa astăzi, hotărârea mâine pleacă la București, domnul director de la... Destinație viitoare? Vom analiza și vă... Nu era dispensarul veterinar? Nu, dispensarul e următoarea clădire. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Dacă 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situate în municipiul Moinești, punct Schelă, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dar nu. Deci n-am înțeles un pic
apare la un moment dat ceva și de aceea suprafață, strada... Da, și Hârlea și, da, și Prescu. Da, 2818 metri pătrați. Acum, da, în cuprinsul lui. Da? În cuprinsul. La 16, ia vezi, în cuprinsul lui ai cerere de la Hârlea și cu Prescur acolo lângă mine. Aceea suprafață. Aici am schelul. Da, e greșeală. Prescur a fost luna trecută, probabil au dat fotografia asta. Schelă, în spatele iazului sus, unde Hârlea are proprietate personală, e în capăt acolo și această suprafață care nu este inclusă în loturile date în concesiune ca și pășune. Vrea să facă exploatație de, să acceseze pe start-up sau altfel. Dar asta cu pescorii luată de la ședința trecută, să corectez secretarul din Consiliul Local și domnul președinte, când v-ați semnat, v-ați semnat cu ceva fața din schimb. Pentru persoană din schimb de rezidență. Poate? Pentru 3.000 de lei pe an. 3.000 de lei pe an. 3.000 de lei pe an, prin 289 sau nu știu cât pe lună. Este cea mai ieftin. Dar dumneavoastră a venit și a făcut o licitare. Știind că este posibilitatea concesionării directe, a acceptat prețul, dar tot inițial era altul mai mare. L-am modificat, am căutat cât mai puțin. Am găsit, dumneavoastră a acceptat, e 280 ceva de lei pe lună, parcă. Da, da. Plătește. Vrea să acceseze acele fonduri puse la dispoziție pe... Da. O să modifice și o să se vedeze pe cea cu... Da, mulțumim, domnului consilier. Mai sunt și alte discuții. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Mărinești, strada Schelei, județul Bacău. Comisia de urbanism. Vă rog și desemnarea, vă rog și desemnarea de consilier pentru a face parte din comisia de licitație. Așa e spus. Da, la 17, e licitație. O să vă rog să faceți propuneri pentru doi consilieri care să facă parte din comisia de evaluare a ofertei. Acest teren a fost preluat de la petrol de vreun an și ceva. N-am avut nicio solicitare pentru el până acum. Și vorba de... Pe partea stângă, față în față cu pompierii. E o platformă betonată cu un canal. De unde e pompa de pompe de jos. Aici, față în față cu pompierii, sus după cantin. Lângă agregat, acolo, de ce ne-au agregat. Da. Între cantină și... Nu, nu, lângă drum. De la deal de cantină până la curva spre compresor. Da. 1320. Stă degeaba. Bine că vrea cineva. Vrea. Da, vă rog să faceți propuneri. Propun pe domnul Nimirceanu. Prima propunere, să pun în comisie. Da, dar să fie și a doua propunere. De la altă comisie, de la altă partid. Hai, să se iau. Haide, domnule. Domnule Iene. Domnule Iene. Da, deci o să supun la vot Comisiei de Urbanism aprobarea celor două propuneri, domnul consilier Mircea și domnul consilier Iena. Cine este de acord? Împotrivă, se abține cineva? La Comisia de Urbanism, dacă sunt alte propuneri de comisie, dacă nu vom supune la vot proiectul cu cei doi ce au ajutat, cine este pentru? Împotrivă, se atine cineva, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului și dacă mai sunt și alte propuneri pentru comisia. Mulțumesc.
comisare. Dacă nu supunem la vot proiectul și cu cei doi nominalizați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O dată, unanimitate. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu parcuri a Spitalului Municipal de Urgență Mâneș, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții de tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a făcut atât de Comisia Economică, dacă Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș întreba eu, reprezentantul Spitalului Municipal. În afară de cele 414 paturi, mai sunt și celelalte 22? Deci 414 plus 22? Da, dar alea sunt preferiți. Dar tot acolo sunt. Da. Tot în Spital, da? Da. Și față de structura aprobată în 2017, e ceva în plus sau în minus? Nu, este doar o reorganizare între secții. Supunem la vot. Pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată? 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramii și a statului de funcție al Spitalului Municipal de Urgență Mâinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, se pune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Sunt 825 de funcții. Câte sunt ocupate? 556. Nu s-au. 557. 556. Alte discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, proiectul cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat anumitat. 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unei garsoniere din imobilul situat în strada Vasile Sanglin, numărul 50, bloc E26, municipiul Mâinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O dată. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere și modernizare, creșa, primii pași Mâinești, faza gazișe a indicatorilor tehnico-economici, numărul 7 pe 2018, proiectant SC Artemis RR Iași. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă se întrebă sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia Juridică, întrebări de marginea proiectului. Dacă nu știu, supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Mâinești, numărul 149, din 03-10-2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare tehnică, clădire din strada Vasile Alexandrin, numărul 52, sediul Direcției Asistență Socială din municipiul Mâinești. Faza DALI, revizie, soluție tehnică și indicatorilor tehnico-economici, proiectant SC Artemis RR Iași. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Poftiți, domnule primar. Știm cu toții problema avută la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an în ceea ce privește ridicarea și colectarea deșeurilor din municipiul Moinești. Ca urmare a acelei probleme, eu am inițiat un model de declarație pentru toate persoanele fizice din municipiul Moinești, care ar fi trebuit depuse la serviciul impozite și taxe. Nu toată lumea este acasă, nu toată lumea a venit din proprie inițiativă. Am constituit o comisie și a pornit pe teren pentru a stabili numărul utilizatorilor. Ca urmare a acelor declarații, a crescut numărul utilizatorilor, dar mai sunt de verificat, pentru că una au declarat în acele, odată cu completarea acelei declarații și altă situație este la evidența populației. Drept urmare, fiecare titular sau de gospodărie trebuie să aducă documente justificative pentru persoanele care nu se află la domiciliu pe parcursul anului. A luat ca exemplu de bune practici și Consiliul Județean și ADIS-ul această declarație. Mai mult decât atât, împreună cu juriștii de acolo, au lucrat la mai multe modele de declarații. Când le-au trimis spre dezbatere, am convocat 9 primari din jurul municipiului Moinești, de la Târgovna, Slănic, Gărmănești, Dofteana, până la Măgirești, Ardeoani, Zemeș, pentru a discuta aceste modificări care le vor domnii odată cu aplicarea acestui regulament. În acest regulament sunt incluse și declarații pentru agenții economici. Adică destul că sunt casierul românesc, destul că am făcut aceste declarații noi ca urmare a încasării de către serviciul impozite și taxe a acestei taxe, să mă duc și la agentul economic să iau declarație câte persoane are sau ce cantitate. Am refuzat și am notificat ADIS-ul cu modificările de care să țină cont la realizarea acestui regulament. Parte din ele a ținut cont, parte nu. Pentru că nu au ținut cont de acele modificări pe care le-am adus la cunoștință cu ștampila a 7 primării, domnul viceprimar a inițiat astăzi proiectul de hotărâre, pentru că este normal că atunci când primești adresa de la Consiliul Județean de la ADIS să inițiez acest proiect de hotărâre, dar eu nu susțin, pentru că am inițiat acele declarații, le completăm în continuare, dar doar la persoanele fizice și în condițiile în care le-am stabilit la începutul anului. Eu nu susțin acest proiect de hotărâre și dacă se poate să fie respins. Mulțumesc. Comisia de urmărire, dacă aveți discuții. Să nu înțelegeți greșit, domnul viceprimar îl susține ca și executiv. Dar era de datoria dumneavoastră să inițieze acest proiect de hotărâre, să-l aducă în discuție Consiliul Local și dumneavoastră să deliberați. Deci proiectul a fost, regulamentul a fost trimis să-l punem spre dezbatere. Eu eram obligat să-l pun în dezbatere. Dar aici aveți în ultima parte materialul prin care toți primarii și comisia în care s-a întrunit a trimis aceste observații și dânși nu au ținut cont de, așa cum a fost și domnul primar, și atunci noi avem obligația de a promova proiectul, dar la vot puteam să ne exprimăm opinia pe care considerăm că este utilă pentru orașul nostru. Și atunci o să intrăm de anul într-o situație N-am cum să intru într-o situație de aia, dar nu o să mă fac angajatul rompres, să mă duc la fiecare agent economic să iau o declarație cât salariați are, este datoria lui, are contract cu fiecare. E obligatoriu să-și facă un contract cu orice agent economic și un contract civil reprezintă voința părților. Să-și facă clauze de care vor dumnealor, nu să mă duc eu să impun anumite clauze pe care le-a aprobat fără voința mea ca și membru în Consiliul de Administrație, în adunarea generală la ADIS Bacău. Am înțeles. Dar ideea e că
dacă s-a semnat iar în acel prim contract s-au semnat chestiile astea? Nu. E un regulament care se aprobă de toate consiliile locale, dar adunarea generală a stabilit acum să trimită către consiliile locale la aprobare. Eu v-am spus, dacă dumneavoastră considerați că salariații primăriei trebuie să se asume o declarație, să meargă să ia declarație la agenții economici și încă câteva modificări pe care le-am solicitat acolo, și votați cum credeți de cuvință, dar nu cred că e normal să facem treaba unui agenții economici. Iau contractul de curățenie, înțeles chestia. Nu pelectrizează. La ora asta suntem într-un proces privitor la acea sumă restantă. Suntem la zi cu plata pentru anul ăsta. Am declarat numărul populației care a rezultat în urma declarațiilor strânse de la populație. Eu zic că ne facem treaba și doar avea un motiv din cauza asta să asisteze colectarea deșeurilor. Am impus persoane din oficiu. Toate persoanele, locuințele goale, la ora asta sunt impuse cu persoane. Dacă vine proprietarul să plătească, atunci este luat la întrebări. Vedeți că la evidența populației aveți 3, aveți 2. Și să vedem, actualizăm cu situația reală. Mulțumesc. Vreau să întreb ceva. Totuși, relația contractuală între prestatorul de servicii și OAT Moinești. Nu există un contract între prestator și OAT, decât pe gunoiul ridicat de la sediul primăriei, de la piață, creșă sau bibliotecă. Considerați persoană juridică. Atât, da. Bun, totuși noi avem obligația ca să punem la dispoziție numărul total de persoane plătitoare de ridicare gunoiului. Celor care și l-am pus, celor care li se prestează acest serviciu. Nu numărul persoanelor care rezultă cu mutații la evidența populației. Că acolo rezultă 2000. Bun, asta este regulă. Dar pe de altă parte, între un agent economic și firma de salubritate, există cu totul alt contract. Da. Deci primăria nu are absolut nicio treabă contractuală. De unde până unde a apărut această chestie? Pentru că a venit sprijinul omului să zică, dumneata ai 7 salariați, cantitatea de gunoi pe care o contractezi este de 2 metri cubi. Într-un contract civil, voința părților spune clar, stabilim de comun acord ce prestez, ce îți plătesc. Asta dar trebuie să implicăm primăria. Nu trebuie să implicăm. Și când le-am pus noi la dispoziție spațiu ca să vină în primărie, agenții economice au considerat unii că le-am impus să facă contractul. Da. Dacă mai spui. Vreau să spun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Dar fiind ceva, mulțumesc. A votat împotrivă. La Comisia Economică, dacă sunt alte discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Enea. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu mai sunt supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ședința pe comisia în sfârșit, urmează ședința în sfârșit. Astăzi, 26 iunie 2019, au fost efectuate
aprobată prin dispoziția primarului municipiului Măinești, numărul 629/2012. Aceasta a fost efectuată cu respectarea prevederilor articolului 39 al legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, în prezent toți cei 19 consilieri validați în funcție. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și cu prevederile legii administrației publice locale, vă informez că la începutul fiecărei ședințe trebuie supus preacopare Consiliul Local procesul verbal întocmit la ședința anterioară. Pentru aprobarea procesului verbal, întocmit la ședința Consiliului Local din luna mai, consult plenul dacă există obiecții sau completări asupra conținutului acestuia, care a fost publicat pe site. Ne fiind obiecții sau completări, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 25 mai 2018. Cine este plenul? Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 25 mai 2018. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi de astăzi. Bună ziua! Deci, dacă punctul 1 a fost parcurs, trecem direct la punctul 2 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Măinești pe anul 2018, inițiator primarul municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Întrucât domnul Dali a ajuns puțin mai târziu, să ne întreb dacă are obiecții asupra unui punct sau își da avizul. Domnul Dali, aviz favorabil. Aviz favorabil. Mulțumesc. Da. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind indemnizarea supune la vot punctul 2, așa cum a fost editat și votat. Cine este pentru? Deci, în majoritate a fost, în unanimitate a fost aprobat. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019, inițiator de primarul municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Da. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Supuneți pe aprobare punctul 3. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Eu mă abțin. Cu o singură acțiune, domnul. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 20/28/02/2018 privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând în domeniul public al municipiului Măinești, aflate în folosința unităților de învățământ pe raza municipiului Măinești. Inițiator primarul municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Se împotrivește cineva? Se abține cineva? Deci, proiectul în calitate a fost punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Măinești. Inițiator, primarul municipiului Măinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. Deci proiectul a fost trecut, a fost depus și votat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numit pe Gherbeneș, Perez, numit de municipiul Măinești, strada Martin Crișan, numărul 12, județul Bacău. Inițiator primarul municipiului Măinești. Așa, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru.
Raport Comisiei Economice. Membrii Comisiei realizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva este împotrivă? Nu. Deci proiectul trece în formă în care a fost inițiat și votat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul 2 pe anul 2018 în municipiul Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei realizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, în unanimitate de voturi, proiectul a fost validat. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a imobilor situate pe strada Zorilor, bloc 19, municipiul Moinești, județul Bacău. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nimeni. Deci trecem mai departe. A fost aprobat în unanimitate. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrația spitalului, a spitalului municipiului de urgență Moinești, a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Zurilor, bloc 19, parter, identificat prin carte, funcția numărul 60-459. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raportul Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Avizează favorabil. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Se potrivește cineva? Se abține cineva? Nu. Deci și pentru nouă a fost validat la unanimitate de punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente contractelor de concesiune numărul 2 pe 29 din luna 12-1992, numărul 6 pe 01 luna 6-1993 și numărul 07 pe 0106 1993, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu trece unanimitate de voturi. Punctul 10 a fost validat. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unui teren. Așa, privind unui teren, parohiei Sfântul Gheorghe din municipiul Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Se abține cineva? Se împotrivește cineva? Deci, unanimitate de voturi a fost trecut și acest punct 11. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului cadru de parteneriat între Unitatea Administrativă Teritorială a Municipiului Moinești și Școala de Gimnazială Ștefan Lucian în vederea realizării proiectului extindere de modernizare creșa primii pași a Municipiului Moinești, inițiator primarul Municipiului Moinești. Da. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Se împotrivește cineva? Se abține cineva? Nu. Deci și punctul 12 a fost validat. Aprobat în unanimitate. Punctul 13. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2018 am un sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Inițiatorul primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru? Comisia Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Aveți favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci în unanimitate de voturi și punctul 13. Votat, deci validat. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea tehnică a clădirii licențiată. Bloc 10, strada Dumnezeu Dumnezeu, municipiul Moinești.
faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 54 din 2018, proiectant SC Service Focșani. Da, rog, atunci, legislația. Inițiator, primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Urbanism. Aveți favorabil cu 7. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 14 a fost votat în unanimitate și validate. Și punctul 15. Proiect de hotărâre pentru primarea acordului de principiu privind transmiterea imobilului situației în municipiul Moinești, strada Obor, numărul 18, județul Bacău, din domeniul public al statului, în domeniul public al municipiului Moinești, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei analizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Și Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, ce a fost votat în unanimitate de către cei care au și votat, de fapt, consilier. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de terenți situate în municipiul Moinești, în schelă de Bacău. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Și Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci unanimitate de voturi și punctul 16 a fost votat. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării licitației publică a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Schierei, județul Bacău, inițiator primarul municipiului Moinești. Raportul Comisiei Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru proiect și tot aveți favorabil cu 5 voturi pentru comisia formată de domnul Emil Ceaș și domnul Comisia Economică. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru și cu cele două propuneri. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru, atât pentru hotărâre cât și pentru comisie. Da. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, unanimitate de voturi, punctul 17 a fost votat de către colegii consilieri și comisia exactă. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a spitalului municipiului de urgență Moinești, județul Bacău. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, unanimitate de voturi și punctul 18 a fost votat și validat. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție ale spitalului municipiului de urgență Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei analizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu, deși punctul 19 a fost în unanimitate votat. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință a locuinței de serviciu a unei garsoniere din imobilul situat în strada Vasile Alexandriei, numărul 50, blocul 26, municipiul Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Așa, cine este pentru? Spune vot. Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 20 a fost votat în unanimitate. Trecem la punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere și modernizare creșa primii pași Moinești, faza dale și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 7 pe 2018, proiect SC Artenis Denis SRL Iași, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Supune la vot, cine este pentru?
Cineva potrivă? Se abține cineva? Nu, deci punctul 21 a fost validat în unanimitate și votat. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 49 din 03-10-2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea termică a clădirii din strada Vasile Alexandrii, numărul 52, sediu Direcția de Asistență Socială din municipiul Moinești, baza Dali, revizie, soluție tehnică și a indicatorilor tehnico-economici, proiectant SC, ARTEN-BIS-RLEA, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Deci în acate de voturi și punctul 22 a fost votat de către colegii consilieri. Punctul 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubritate în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, inițiator viceprimarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Membrii Comisiei Juridice respinge proiectul cu 5 voturi. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei resping proiectul cu 6 voturi împotrivă și o abținere. Raport Comisia de Urbanism. Membrii Comisiei de Urbanism respinge proiectul cu 7 voturi. Bună raport. Comisia Juridică. De fapt, pune la potrăjire. Cine este pentru? Nu este nimeni. Așa? Împotrivă? Așa? Deci se abține cineva? Deci, punctul 23 a fost... Mulțumim! Trecem la capitolul diverse. Așa, pentru că aveți invitații sale, este un lucru bun, iarăși moineștenii sunt interesați. Să vedem ce se înscrie la diverse. Eu vă scriu un lucru. Deci, da, doamna doctor. Domnul Vasile Ilena. Doamna, cum e corect? Deci, domnul consilier Vasile e numărul 3. 2, doamna doctor, am zis, da? Cine mai dorește? Domnul Bejan Constantin. Costică, nu mă botezați că vin după drepturi. Bejan Costică. Vă rog să respectați drepturi. Bejan Costică. Așa, mai era un domn care s-a respectat. Domnul Machidan a plecat? Nu, eu. Mai scrieți la final, domnul Machidan? Nu. Mai scrieți? Așa, nu mai scrieți. Cine mai dorește dintre invitați, dintre șefii de birou, poate știu eu, nu? Atunci să trecem la dreapta. Domnul Vasile, aveți cuvântul. Da. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului director, precum și conduceți spitalul pentru invitația acordată și cred că sunt un asentiment tuturor consilierilor. O să ne străduim să fim, ne pare rău că domnul primar este plecat. Da, eu trebuie să menționez că vineri sunt convocat la adunarea, la Asociația Municipiilor la Constanța. Toți primarii de municipii vor fi acolo, sunt invitați cei de la Bacău și de la Onești, nici cei nu vor fi. Nu am cum lipsit de la adunarea generală anuală a acestei asociații. Îmi pare rău că nu sunt aici. Deleg pe domnul viceprimar. Deci este încercat să fim acolo, indiferent de culoare politică, să fim, să ne facem datoria, pentru că e un moment deosebit pentru orașul nostru și e o mândrie pentru noi că suntem acolo. Vreau să completez și eu invitația pentru toți consilierii și așteptăm în momentul de deschidere. Da. O a doua problemă, am mai stat de vorbă cu cetățenii din orașul Moinești, pentru că asta este datoria noastră a consilierilor. S-a construit un nou magazin Nevila, acolo în bazar. E foarte bine că s-a construit și, într-adevăr, nu mai apare acea centrală care strica tot aspectul zonei.
Însă cetățenii de acolo doresc să se refacă un pic în jurul Nevilei. S-au mai stricat trotuarele, s-au mai stricat și să refacă zona, adică parcarea aia și tot ce e. Și dacă se poate, să construiască o alee acolo. Este și o doamnă care nu poate merge, este în cărucior și ar fi foarte bine să construiască o alee. Și eu m-am gândit că, totuși, fiind acolo domnul Procopi în zonă, ar fi bine să construim pe parcurs această alee și chiar să-i dăm denumirea veteranului Procopi. Ar fi o chestie frumoasă, ar rămâne o amintire și eu o văd destul de bine, pentru că, oricum, ne mândrim cu un veteran care are atâția ani, care a fost în război și ar trebui să poartă numele măcar o alee. Cam atât am vrut să vă spun și... Ca să nu trecem mai departe, pot să vă răspund la privitor la magazinul Nevila. S-a deschis, am impus acolo să realizeze acele locuri de parcare prin pavaje în lateralul acelui magazin. Incinta de blocuri este prevăzută în proiectul care l-am depus luna trecută pe mobilitate urbană. Va fi amenajată cu pavaje, bănci, coșuri, iluminat ornamental. Dar sper cât mai repede să treacă de perioada de evaluare, să semnăm contractul de finanțare, să inițiem procedurile pentru achiziția proiectului și a PTH-ului și a execuției. Vă mulțumesc! Da. Doamna doctor, vă rog. Eu am de făcut, de fapt, un anunț care pentru mine este emoționant și pentru că nu avem timp prea mult la dispoziție și s-ar putea să uit, o să vă rog să-mi permiteți să citesc câteva gânduri pe care le-am scris în fuga calului, venind de la cabinet, și să vă spun că astăzi se împlinesc 10 ani de când am depus pentru prima dată jurământul în calitate de consilier local. Sigur, pentru mine au fost niște ani interesanți, pentru că am învățat că simpla dorință de a face bine comunității tale nu este suficientă, ci în spatele fiecărui proiect este o muncă enormă a oamenilor care lucrează în primărie. Vă admir pe toți pentru entuziasmul de care dați dovadă și vă doresc să fiți la fel și în continuare. Dar să mă întorc la ce trebuia să vă spun eu, este că renunț la calitatea de consilier local din motive personale și las locul unui coleg sau, de ce nu, a unei colege mai tinere din echipa ALDE. Vă mulțumesc tuturor, domnului primar, domnului viceprimar, a doamnei secretar, dumneavoastră colegii mei și, bineînțeles, voi fi alături de dumneavoastră totdeauna. Vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat și vă doresc să aveți putere, viziune și bani pentru proiectele viitoare. Sigur, voi rămâne în continuare alături de ALDE, dar pe altă poziție. Nu mă retrag din activitatea profesională și dacă vreodată veți avea nevoie de un sfat sau o consultație, ușa cabinetului meu va fi deschisă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dați-mi voie să fiu mesagerul dumneavoastră și în numele meu personal să-i mulțumesc doamnei doctor pentru activitatea parcurs în cei 10 ani. Ne-a fost sprijin în toate hotărârile pe care le-am luat. Cred că aveți cunoștință cu toții că doamna s-a implicat în activitatea Consiliului Local și mulțumesc pe această cale și rămâne alături de noi, ne-a promis, în orice împrejurare, la orice eveniment va fi prezentă și sper să colaborăm tot atât de bine și în continuare. Vă mulțumesc! Toate bune, dar nu mi-a spus motivul retragerii. Motive personale. Ha, mi-a spus tatia. Ea crea că vă zic, doamnă, tot e cunoaștere. Da, e motivul. Da, da, asta nu mai e... Să zic, că a căsat un colegă, deci... Să fie echilibru așa între bărbați și... Asta e pe internet. Foarte frumos, foarte. Ne așteptam să zicem de plăcute toate astea. Ne bucurăm foarte mult din toate punctele de vedere. Există pe lista consilierii ALDE statului. Avem convingerea. Domnul Dejan Costică, vă rog. Distinse doamne, distinse doamne. Vă supun atenție următoarele aspecte. Locuiesc pe strada Atelierilor din municipiul Moinești de 18 ani, într-un imobil achiziționat în acea perioadă. Vă reamintesc următoarele aspecte. Strada Atelierilor cu se suprapune pe DN2C, între podul de pe linia ferată vis-a-vis de
fostul imobil al gazelor până la găzărie, strada Mihai Eminescu. În perioada 2000-2001, această stradă a fost reabilitată în condiții de, în condiții de maxim profesionalism, astfel că performanțele sau mai tehnice ale firmei respective se observă și astăzi, strada fiind foarte bine conservată. Dar, în perioada 2009-2010, Apanova, sau mă rog, firma care a spart strada cel puțin pe distanța de 1000 de metri unde locuiesc și eu, a recondiționat-o în condițiile în care a recondiționat-o. Este practic impracticabilă pentru toți cei care circulați pe partea dreaptă, direcție de acces Moinești-Bacău. Asta e un aspect. Doi, tot din acea perioadă, trotuarul adiacent acestei străzi a dispărut. Astfel că noi suntem obligați să circulăm printre căruțe, printre mașini, printre tractoare, prin tot felul, printre tot felul de mijloace de transport care se perindă pe acest, în această zonă. Nimeni nu a fost interesat și nu este interesat să refacă acel trotuar. Aș invita pe toți cei care lucrează în primăria Moinești să circule măcar o dată pe an pe acea zonă Perpedes. Și discutăm după aceea. Ăsta este un aspect. Doi, marcajul longitudinal al acestei străzi, pe distanța de circa 1000 de metri, nu a fost aplicat nici în anul 2017 și nici în anul 2018. Astfel că mașinile și celelalte mijloace de transport circulă cum vor ele. Mai pe dreapta, mai pe mijloc, fiecare circulă cam pe cont propriu, asta pe de o parte, pe de altă parte trebuie să fie cineva de la poliția rutieră, pentru că, de regulă, nu prea se respectă viteza legală în localitate, începând de la tractoare și terminând cu mijloacele de transport mari, gen tiruri, mașini de transport material lemnos, etc. Nu am văzut niciun interes în acest sens din partea primăriei Moinești, cel puțin în ultimii 8 ani de zile, pentru recondiționarea a acestei străzi, atât a trotuarului, cât și a plăței carosabile pe partea dreaptă a direcției de acces pod pantă. Nu cred că, am discutat cu domnul consilier zilele astea, nu cred că veți avea posibilitatea financiară să dezvoltați un proiect prin care să refaceți acel trotuar. Asta este un aspect. Doi, locuiesc pe acel apendice de circa 200 de metri, zis tot strada atelierilor, care este balastat cu tot felul de gropi și care, nu știu, doar în campanie electorală am auzit unele vorbe că de vreo 20, peste 20 de ani că va fi asfaltat. În schimb, cum se termină campania electorală, se ocupă funcțiile publice, Dumnezeu cu mila. Un alt aspect foarte grav, cartierul Micleasca nu are canalizare. Iar de vreo 25 de ani aud în fiecare campanie electorală că acest cartier va fi canalizat. Promiteți-mi și mie că oricum până în 2020 sigur nu veți rezolva aceste treburi, măcar până în 2024 să fie rezolvate. Atât, mulțumesc. La ședința de luna trecută de Consiliu am ridicat trei probleme sociale prezentate știți bine. Ne-am luat răspunderea să fac o discuție pentru că cele trei probleme sunt la limita orașelor Moinești, municipiul Moinești și Comănești. Am fost în audiență la domnul primar la Comănești și am sfârșit parțial din problemele ridicate, după care i-am propus să facem o întâlnire la limita orașelor Moinești-Comănești. A fost de acord. Am încercat să-l contactez o 3 zile telefonic, n-a răspuns. Între timp n-a răspuns. Și a zis, domnule, ai noroc că ți-am răspuns. Eu de obicei lucrez prin secretar.
N-am știut. Și mi-a lăsat aminte pe tipul celălalt, doamna Baciu, făcea audiențe cu fostului primar. Zic, opa, să vezi că trebuie să mă duc la secretară să mă plâng de problemele. În fine, am luat legătura cu secretară, am fixat o întâlnire, bineînțeles că am informat și pe domnul primar de la Măinești de această întâlnire. Noi a fost plecat la București, domnul primar Hieru, a venit și am fixat pentru data de 6 a lunii ăsteia. Ne-am întâlnit la limită, cam de timp, primăria Măinești, la probleme ridicate de mine, domnul viceprimar a fost foarte prezent de data asta și, de exemplu, notul care spuneam eu la conferința Străzilor Unirii cu Fântura Unirii, nu putea să ieși căruța cu caiană. Acum, într-adevăr, e ceva mai bine. La întâlnirea, celălaltă spune, întâlnirea cu domnul primar la Comănești, a mai fost încă cineva, dar l-am întrebat și n-au vrut să recomande cine este însoțitorul. La volan era domnul primar. Din partea primăriei Măinești, domnul primar, domnul vice și încă doi însoțitori. Am crezut că, într-adevăr, vom da urs și vom putea înțelege noi locatare de acolo să rezolvi ceva. Și acum o să vă spun despre ce, mă repet, reștiți. Domnul primar la Comănești s-a angajat că acoperișul de la Fântul Alpanuschi va lua legătura cu proprietarul și va demola. Cu ecolmătarea urminișului nu mi-a dat niciun răspuns. Când a fost vorba de stradă, a zis, domnule, ce, cui aparține mai sau Comănești? Domnule, dacă mi-a dat ca primar, nu știi cui aparține, hai să spun eu. Zic, eu am întâlnit acum 4 ani cu echipă de comerdiști și am marcat. I-am arătat Borna în Bărâu, Borna în Așașă, care traversează și trece la Hângan. Pe istada mea, dar bine. Și atunci, de ce v-ați dat aprobare la asta? Că acolo e o discuție mare. Cei care stau pe stânga aparțin de Măinești, care stau pe dreapta de Comănești. Corespondența, să nu chichisesc, corespondența nu venea corectă cu faptul cum am poartat, că știau istada Unirii. Și cei de pe stânga au pus acolo 20 decembrie, că așa normal. S-a supărat foc, a zis, ce caută 20? Mie, domnule, administrați strada asta, da, mi-a pățit și o administrez. N-a făcut nimic. Și am gândit că întâi acel doi primari, nu mai spun cine a sfățit, așa, va fi cu rezultat. Mi-am dat seama că se întâmplă ceva, am bănuit, răspund deschis, politic. Dacă nu, ceva personal, nu știu. Vă spun sincer. L-am rugat pe domnul primar de la Comănești, martori sunt cei de față, să mergem la limit, acolo să vedem despre ce e vorba la conferința străzii cu Pârâu. De la Măinești, ca să nu scap, domnul primar știe foarte bine, a fost de mai multe ori acolo, domnul viceprimar a fost de 2 ori acolo, a călcat cu piciorul și, într-adevăr, și-a dat seama că e pericol acolo, care tot am ridicat problema. Și la sfârșit de discuție am zis, domnule, zic, starea vă privește, în aval vă privește de colmatarea, așa și cu toți țări acolo. Nu mi-a mai dat niciun răspuns. Și am pasuit în mașină și am plecat și am rămas cu reprezentații, cu primar și cu domnul vice, la discuții. Adevărul este următorul, că noi nu mai știm cui aparținem.
și domnul primar, am rugăminte. Încercați, legal, juridic și delimitați. Eu știu, pentru și noastră știți, care e hotarul. Sunt mai nimănui acolo. Nici unul, nici altul. Primăria Mâinești a făcut mai mult zile trecute, a luat că erau așa crescut mărăștinii și cu bărările, de la Toiță, Cimitir și către Văsiești, au vrăzat. Arată frumos. Ce vreau să vă spun, am văzut la Calam, astfel poate mâini nu mai sunt. N-aș vrea să perinte prostiile astea, ori personală sau politică. Și domnul Vasile, vreau să vă spun următorul lucru. Răspund, am fi vrut într-adevăr să aducem Mâineștiul înapoi cu nu știu câți ani pe candidatura domnului Cotăleț. Am practicat anul, m-am spus, de acolo, de acum, cum arată Mâineștiul acum, n-arată niciodată, cum va arăta, eu zic că mai frumos, și eu zic, când m-ați rugat atunci, și domnul, director Cotăleșul noastră, haideți domnii cu noi, n-am putut domnul Stentin, de ce? S-a văzut și rezultate mari din 2008 încoace. Dacă eu mă înșel, n-aveți decât, nu mă supăr. S-a fost trecutul. Încercați, noastră ziceți cu Dumnezeu, eu zic așa, eu vă dau dreptate și eu sunt ortodox, dar să nu fie altfel. Și cu gândul la Dumnezeu și cum m-am dus la altul. Dacă e credință și părere personală. Dacă e credință și sănătate. Ce vremite am? De la Mâinești am primit o adresă, un răspuns de la Apele Române de situația de acolo. E foarte bun răspunsul, până undeva nu sunt bani, de acolo nu sunt bani. Dar o să-mi permit să-i fac ce am propus. Am propus la cetățenii din zonă, fac un demers scris la Primăria Comunești, să vină cu un răspuns. De ce? Singura problemă rămasă pentru Mâinești e de colmatare în amonte, care, într-adevăr, e mai mult, la care răspunsul este. Răspunsul la Primăria Mâinești, la Comunești, lupt și merg și sper să am înțelegere la prefectura, la Bacău și pe aceea să intru în ședință de Consiliu Județean la Bacău să vadă și ei cu cine lucrează. Eu am zis să nu lucrăm politică, nu e vorba de ei. Niște adevăruri și timpuri pentru societate, pentru populație. Vă mulțumesc! Da. Da, deci la ce am fost înscris eu scurt, așa, chiar dacă vă vreme. Pentru domnul Bejan, care este vecinul fiicei mele, acolo, mai e un tabel, dar fiind plecat în concediu, nu a reușit să-l aduc, semnat de toți locatarii și toți cei care plătesc taxele de urmărirea respectivă. Într-adevăr, noi știm că nu se pot face lucrări de profunzime, imediat, dar măcar un budo, o lamă, ca și cam chiar nu se mai poate cu mașina mică cu care de joasă să pătrunze acolo. Într-o zi erau trei mașini numai de ale mele, că fine recondiționez casă, o refac, arată tragic. Dar eu cred că un buldog cu forțe proprii, cu efortul de la primărie, se poate măcar îndrepta un pic să putem pătrunde. Și după care, când a venit canalizarea, am vorbit cu cei în măsură, mai durează, se pare că de la anul se încep canalizările de infrastructură și după aia asfaltarea. Dar asta e chestiune de durată. M-am întâlnit cu vecinul meu, domnul Zota, sărăcuțul de el, a murit și bătrânica, a rămas singur. Astăzi mi-a solicitat o mașină care basculează, i-am adus o mașină de beton făcut gata de la stație, de la găzărie. Nu mai poate intra cu mașina în curte, au venit toate aluviunile astea și pur și simplu și-a accidentat și mașina lui, a luat un matiz micuț, nu mai putea intra în curte, l-am ajutat, bineînțeles, cu doi băieți de la mine. I-am pus acolo o basculă, dar mai trebuie cel puțin euro 3. Pe banul mi l-a costat 4 milioane de lei, o primă basculă de balastru.
Eu zic, dacă nu putem ajuta, măcar tot la fel îngrătat un pic și să facem ceva și că ulicea aia... Vorba, s-a adresat scris. Merge comisie la el a zis că pot să-l reprezint eu, întrucât este foarte obosit, la 83 de ani. Depuneți adresa și o să meargă. Da. Bun. Mai e canalizare de la BAC, care este înfundată permanent veșnic. Oamenii de acolo îmi spun, cei care au unități economice în zonă. Așa, nu știu, am presă că se înfundă undeva, mi s-a spus, mă trezesc domnul Vice, chiar în drept la BAC. Până acolo... Acolo cred că nu este canalizare sau se ocure, e obturată, nu știu. O să o ducă la cunoștință crapul. Da, deci cam asta am avut eu de spus și dau cuvântul domnului primar, după care sigur o să declarăm și încheie ședința. Vă rog, domnul primar. Dacă tot e discuția aceasta străduțor, într-adevăr nu este asfaltată, dar știți principiul autorității locale. Întâi apă, canalizare, utilități și după aia asfalt. De îndreptat vom proceda la îndreptat. Dacă dispar de acolo și acele mașini lăsate de atâta timp și mă uit la domnul Bejan. Plătesc taxă, domnule primar, și cantarii plătesc taxă. Acolo sunt niște mașini care nu mai circulă și sunt lăsate. Când dumneavoastră o să le luați de acolo și noi vom veni cu acel bodu ca să putem avea acces pe această stradă. De acolo, da, noi vă rugăm. Că nu stau bine acolo, e prea de mult. Și nu toată lumea care mi-o spune mie, o spun și aici, public, ca să știți, sau în altă prejurare. Vreau să știți că mi s-a adus la cunoștință că țineți acele mașini în față și nu pot obstrucționați calea de acces pe această stradă. Privitor la strada atelierelor, ne-am judecat 4 ani și jumătate cu Compania Națională de Drumuri. În februarie a venit executorul și ne-a dat în administrarea acel segment de drum de 9,6 km de la intrarea dinspre Comănești, de la Funcționalul Banovski, de acolo de unde spunea domnul Marchidan, până la ieșirea spre Comuna Măgirești, spre Bacău. Deci acest drum acum este în administrarea municipiului Măinești. Sunt demersuri făcute de domnul ministru, de domnul Viorel Ilie, ca această lege să fie modificată, pentru că prevede ca toate municipiile să aibă în administrare aceste drumuri naționale care traversează localitatea. Proiectul de hotărâre propus este ca aceste drumuri naționale să fie date în administrare municipiilor, doar acolo unde este nevoie, unde solicită Consiliul Local pentru implementarea unor proiecte gen mobilitate urbană sau de alt gen. Sper ca până la venirea sezonului rece, această lege să fie aprobată și promulgată, să poată reveni înapoi în administrarea CNADR-ului, pentru că dumnealor încasează robinetă, dumnealor iau taxe și avize, taxe pentru panotaj, avize pentru realizarea unor construcții, nu primăria municipiului Măinești, nu primăria altui municipiu. Doar primăria să-l dezăvezească sau să-l repare, să-l administreze. Privitor la marcaje, nici n-au vrut să audă cei care realizează marcaje și au dreptate, pentru că dacă ar fi marcat linie continuă din deal, din zona Batului și până la Pecoron Petrol, vă dați seama că toate mașinile erau obligate să circule pe acea bandă unde s-a implementat proiectul cu apa spre Bacău, conducta de apă spre Bacău. Drept urmare, s-a marcat drumul național dat în administrare pe segmentul de la intrarea din Comănești până la Peco, la Rafo și de la Rompetrol până la ieșire spre Bacău, acea zonă neputând fi marcată din cauza stării infrastructurii rutiere a carosabilului. Am făcut demersuri atunci când și atunci și după, pentru că nu noi am semnat recepția la realizarea acelui proiect, ci Compania Națională de Drumuri, pentru că era proprietatea lor. Și cei de la CRAB Bacău. Facem în continuare demersuri, v-am spus, să revină Companiei Naționale de Drumuri și să-și intre în atribuții, să repare, să facă circulabil. Privitor la apă și canalizare, am inițiat proiectul împreună cu cei de la CRAB, au fost proiectanții pe Micleasca, este ca primă zonă prioritară, este prioritară zona Micleasca pentru realizarea canalizării. Probabil dacă se va realiza, cât de curând va veni rândul și acelui capăt de stradă din acea zonă. Privitor la întâlnirea de la Comănești, am răspuns prezent la invitația domnului Marchidan, m-am întâlnit cu primarul de la Comănești, a văzut și dumnealui atitudinea pe care i-am transmis-o și i-am spus că așa se va întâmpla, pentru că nu sunt la prima întâlnire cu domnul primar de la Comănești. Eu merg și decolmatez acea parte din râul Urminiști,
dar degeaba te formatez eu dacă acolo se izbește într-un perete. Despre adresa care am arătat-o domnului Martedan, este o adresă înaintată la apele române, la Seghia la Bacău. Dumnealor ne-au comunicat că este prevăzut în buget alocarea, realizarea unei astfel de lucrări. Nu au bani. Drept urmare, m-am adresat Ministerului Apelor și Pădurilor și ne-au răspuns că va fi inclusă o sumă la rectificarea bugetului în partea a doua anului. Aștept să văd dacă se întâmplă acest lucru. Am fost și personal la Minister. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul primar. Răspunsul este cât de satisfăcător. Se vede clar că deci primăria este implicată și doar timpul se pare că ne mai desparte. Ocazie cu care încheiem declarăm închisă ședința de astăzi și vă doresc multă sănătate și să ne vedem. Menționăm o propunere pentru ședința din iulie, pentru că sunt legate câteva zile în concediu. Undeva în jurul datei de 20, este într-o vineri, să stabilim de comun acord ora. Să fiți aici. Sunt, pe de asta am spus. Da, 20 iulie. Pe două, într-o vineri, la 12 vineri. Da, Sfântul Ilie. 20? 20 e Sfântul Ilie, nu? Da, da. Am și eu fericire la viață. De la? Să ne împăcăm? Am luat certare, am luat răzut. Să le la noi e liniște la București. E greu.